Nu știu dacă îl știi sau nu pe Mojo, e tipul care se înjura mai demult cu Cătălin Talent pe live-uri, cel puțin eu de acolo știu. Na, multe nu sunt de zis, mi-am dat seama după vocabularul de pe live că nu e tocmai genul de persoană cu care să rezonez, dar aparent tipul nu se limitează doar la înjurături, ci merge mai departe și dă și țepe. Și mai face niște chestii. M-a contactat un tip pe Discord că, hei, mi-a dat apă Mojo, crezi că putem vorbi bla bla bla, așa că uitați aici discuția. Bun, deci tipul care mi-a dat mesaje. Hai să începem. Bun, în primul rând, cu cine am plăcerea? Andrei. Andrei, am înțeles că ai luat un schem. Cred adevărat să poate, din fericire. Bun, de la Mojo. Da. Bun, povestește-mi cum s-a întâmplat, cum ai ajuns la Mojo, în primul rând. Ok, deci pe scurt am făcut cu băiatul ăsta un server de 5M cu, cred că, nu știu, prin toamnă ne-am apucat, pe la începutul școlii, cam așa. Cu prietenul tău din conferință, nu cu Mojo, da? Da. Să nu se înțeleagă greșit, ok. Și practic, după ce am făcut de server, am muncit 100.000 de, așa, am schimbat 100 de oameni în staff, adică a fost foarte mult de muncă, că n-ai greu să găsești oameni. Și după ce a fost gata, 100 de mai târziu, adică am început server în condițiile care eu nici n-aveam GTA-ul cumpărat, adică eram paralel cu domeniul, știi? Mi-a zis că trebuie să facem un server, când ne jucați un pic, știi? Și era mișto, dar un server altă parcă altceva, știi? Și am făcut asta și când eram aproape de sfârșit, de cap cu două săptămâni înainte să terminăm toată treaba, să fie gata, deschis tot ce trebuie, cu Caju, băiatul ăla, i-am zis el cel mai mare grad din staff, știi? Da. Și practic am zis el se ocupa că căuta YouTuber. Că cunoștea alea. Și am căutat cu toți YouTuber, am încercat cu Pericol, cu Uzi, cu Pabanam, YouTuberii principali. Bun. Și de ce spui că ați încercat? Pentru că am vorbit cu toți și toți au refuzat dintr-un motiv sau altul. Au refuzat să ne permitem, evident, că erau scumpi. Mm-hmm. Și practic după aceea am găsit o variantă cu Mojo, pentru că l-a găsit... Nu, la început ne-a făcut un YouTuber, am găsit un YouTuber și ne-a făcut parcă o săptămână, ne-a făcut în fiecare zi live. Și acel YouTuber ne-a adus în jur de 15 player constant, adică aveam 15 player constant pe server, timp de vreo 3 săptămâni, cam așa am avut. Playerii au început să plece și a zis că nu mai trebuie neapărat o promovare, dar nu voiam la același YouTuber pentru că era foarte mic. Și a zis că vrem o promovare mai mare, cu mai mulți bani, ca să vină mai mulți playeri. Da, corect, și... Și am căutat YouTuber-ul ăsta, da. Că nu l-am găsit. Și l-am găsit pe băiatul ăsta, nu l-am găsit, că l-a găsit. Și mi-a zis că alea are 80.000 de abonați, nu știu câți are, cam pe acolo, aproape 100.000 de abonați, deci, na, are un număr de abonați. Spre deosebire celălalt care avea, cât avea, nu știu, 9.000, 7.000, cam acolo, știi, adică, na, e o diferență, știi? Uh-huh. Și raportat la bani este era cea mai bună opțiune, pentru că am mai găsit alți YouTuber, dar cereau foarte mulți bani pe foarte puțin, știi? Adică făceau, nu știu, 3 live-uri pe 100 de euro, știi? Destul de scump. Și da, cu YouTuberul ăsta, cu Mojo, zicea că face 2 live-uri pe săptămână, timp de lună. Pe 100 de euro. Dar adică era avantajos. Și practic, cam asta a fost șmecheria. Am zis, avantajul, toate cele aveau un număr de abonați și o să-ți explic imediat și ce m-a mai determinat să am încredere în el. Adică mi-a dat mai multe dovezi, știi? Că, da. Da, poți să continui, poți să începi cu asta. Ok, deci practic, prima oară l-a contactat băiatul ăla. Și Mojo i-a zis lui să-l contacteze, știi? A zis aici, l-am salutat aici, mi-a zis că dacă să-mi lase numărul, i-am zis că nu mă interesează, nu am nevoie de numărul lui. Și că a vorbit cu băiatul ăla că Petru Sădero, știi? Am înțeles cu băiatul, cu Mucaj. Da, așa? Ce vreau eu să te întreb, asta este discuția integrală, nu ai șters nimic, niciun mesaj. Nope. Ok, bun. Nu cred că am șters nimic. Așa. Pe parcurs, la sfârșit mi se pare că am șters chestia, la sfârșit de tot, da, zic atunci. Da, continuu. Okay. Și nici el, nu aștept din câte nu dau seama pe aici. Așa. 100 de euro pe lună. A zis că a discutat cu Caju, tipul respectiv Caju. Și două streamuri pe săptămână, o oră fiecare, știi? A zis că, i-am zis că eu nu pot să dau 100 de euro, adică 100 de euro pe la urmă, că nu-l cunosc și să-i dau 50 la început, 50 după două săptămâni, știi? Adică să nu, na. Și el a zis că cel puțin o oră jumate. Și acum mi-a dat screen cu ce a vorbit cu Caju, cu băiatul ăla. Mi-a arătat două streamuri, a câte o oră 30, o oră jumate. Că am zis eu că gen o oră jumate minim și mi-a arătat că a vorbit o oră jumate. Deci, în fine, m-a lămurit. Că tu nu mă cunoști, n-ar fi vina mea. Nu prea are sens, dar ok. Și a zis că colaborează și cu alte platforme și plata se face la început. Cred că majoritatea oamenilor știu ce e Boosteroid. Și practic e Boosteroid, adică dacă lucra cu Boosteroid, putem să zicem că e o persoană serioasă, știi? Adică, na, mi-a dat un oarecare grad. Da, lucrează cu o companie, wow, ok. Da, e o companie de primare.
Și mi-a zis că poate să face la început. Contractul, a zis că vreau să fie de lungă durată. N-a vrut să lucrăm cu ce. Bun, contractul să se înțeleagă. Contractul nu a fost niciodată scris, adică semnat pe foaie sau... Nu semnat, dar am făcut o chestie aici, o să vezi mie. Apropo, când sunt live-urile, ce zile și ore, m-a interesat câți oameni are pe live toate astea, știi? A zis că săptămâna aia nu poate, stai, nici mai știu date, dai de mult. Un live poți fac cu... Deci, 5 decembrie, de 5 decembrie, da, continuăm. Luni și vineri, a zis de la 9.30 la 20.30, o oră. Așa. Cam câți playeri aproximează, l-am întrebat cam cât aproximează să-mi aducă, știi? Da. A zis că ultima curaj pe care a umplut serverul. Și cam apoi restul time ține de server de game, de organizat staff-ului, de cum primești playerul. Și apoi, îmi întrebe dacă are timp în seara aia. Când îți ajungă acasă, îți scriu ca idee, începe întreba când am bani în cont. Deci trebuia să-i dau banii și apoi, până atunci, ca așa. I-am zis că mâine îți dau, că îi bag, i-am dat pe safe, ca un dobitoc ce sunt. Și i-am băgat banii, aici nimic special. Îți dau codul, i-am dat, i-am donat și toate cele. Sura viitoare, adică... Hai să văd ce mai e încipurat. I-am dat, pe aici i-am dat banii, nimic special. Cred că știi ce e type stream, știu ce, nu-i dat, e cel mai bine. Și acum, i-am dat eu o tentativă contract, știi că n-aveam cum să se numească. Așa. Considerăm că, i-am zis eu, consider că ai avut de mii de abonați, o greutate în YouTube și din ce ai zis tu ceva parteneriat, vă merge pe încredere și îți dau azi 100 de euro. Tu, în schimb, vei face două live-uri săptămânale, timp de o lună cu durată de o oră, ori jumate. Începem cu 9 decembrie până pe 9 ianuarie. Gen, ne-am scris că așa. Ești de acord, de acord, știi, o tentativă de contract. E foarte mult spus contract, în fine. O tentativă, în fine, ca să știe ce a fost toată treaba asta. 9 decembrie, 9 ianuarie, era fix o lună, două live-uri, o oră, o oră jumate, deci... M-a întrebat dacă am rezolvat cu banii și i-am zis că mănânc și chestii și să mănânc rău și până la casă. Să-i dau bani, deci pe aici am bătat la creier pentru bani, pus pe mâncă băiatul. Am dat din greșeală, gata, ai de să... Așa, mi-a dat el screen-ul, am dat 95 de euro. I-am dat 95, i-am băgat 5 milioane, gen doar că de la PaySafe, acolo a fost o chestie, ceva de la ei. Și-a băgat fix 100 și n-am arătat habar n-a ținut, deci. Deci nu cred că pentru 5 ore a fost treabă. Așa. I-am zis când vezi server, totuși că gen, era duminică seara sau ceva genul ăsta. Și practic nu știa nici măcar cum se numește serverul, știi? Și a zis aici că îmi dă un screen care problema asta, puțin trebuie să ți arătă. Atunci mi-a arătat noi și ceva. Bun, ideea e că, da, el zice aici că au luat taxele și au rămas 75 și încep să mă loghez și să-ți dau captură. Bun, ideea e că el a spus să-i donezi pe TypeStream. Da, corect. Și acum înțeleg, tot el... Nu am înțeles care-i treaba cu 75, că nu înțeleg ce platformă din 5 milioane iau 1 milion. Da, asta e partea ta. Sunt foarte ocupat de asta. Deci, cel mai important lucru la Mojo pentru toată lumea, să se știe, Mojo este o persoană deosebit de ocupată, este o persoană... El și cu președintele ce mai este așa ocupați. Da, mereu spunea că are foarte multe contracte și că să așteptăm să le termine și nici acum nu cred că termină. I-am zis la un moment dat că de ce ia contracte când nu poate să le onoreze. Nu e problema ce de bani de care sunt. Un om deosebit de înțelegător. Așa. Când a zis chestia asta, a spus că dacă i-a intrat 75-0, automat o să mai facă 8 live-uri. Și probabil că nici de o oră jumătate. E prima oară când îi donesc cuiva, deci în principiu nici nu știu. Nu am treabă cu TypeStream. Așa. Și mai ales 100 de euro, adică na. Că uite, vezi la 500 ți-a 100 tax, o să discut cu ei. Discute. Mai... A, și acum mai începe. Deci... Hai cu sinurile, da. Nici sin nu dădea, nu, atunci nu dădea sin. Dădea sin la altă. Eu scream și dădea sin peste o săptămână, deci... Frumos. 7:15. 7:13 era luni. Tu nici nu știi cum arată serverul 7:13. Știi și le-ai vânt și se-a pe la jumate. Uite. Da. Da, trece că s-a văzut, da. Uite, da, da. Ai zis 19:30 mai. Da, da. Așa. Scuzele mele pentru astăzi. Onorabil cât de cât. Vreau și o scuze că l-am bătut la cap să zicem că am avut o problemă. I-am zis să-mi dea și un Discord ceva, încă n-am Discord-uri, deci am căutat peste tot, nu faci jos de Discord-uri. Bine, nu prea căuta dacă am putea să dă bloc, dacă ai de... Ceea ce dubios e că nu mi-a dat bloc. E dubios. Bine, nu mi-a dat degeaba, dar tot nu mi-a dat. Ok, iarăși începem cu... Așteptăm și sperăm, sperăm și așteptăm. Ți-am dat 100... Bă, eu am mai zis pe aici, dar nu l-am înjurat pe el, adică... Na. Da, ai zis pula ta, da. Nu l-am înjurat pe el, clar. Am evitat asta că na, nu... E diplomatic.
Așa am spălat și chestii pentru că deja eram nervos, mai ales că ăștia am... Da, s-a văzut, da. Nu, astea nu sunt relevante, continuă cu mesajele lui. Așa, mi-a aici și mi-a explicat, dar cred că era vreo 2-3 zile mai târziu, adică... Facem zilea asta, am te panica. M-am decalat dacă am să fac. Și nu sunt 500, am primit 350. Aici l-am înjurat în capul meu de misal, dar am zis ok. Așa, e miercuri, era miercuri deja. Da. Tu ești singurul care mă bate la cap pentru 350 de lei. Ok, dacă îi dau, nu rezolv nimic. I-am zis că doar vreau să știu ce se întâmplă, pentru că aveam senzația că... Chiam, știi, adică... Bun, dar vreau să se înțeleagă de acum. Tu ești minor. Da. Ok. Urul foarte prost, aparent. Când am puțin nimeni să rezolvă, când are timp liber. Deci un contract îl rezolv când ai liber. Nice. Mai venim. Ok. I-am zis aici, m-am scuzat din noi, am explicat că voiam doar să știu că... Mai trește. I-am zis că îmi scrie aici. Mojo răspunde foarte greu aici, se vede mesajul, dar gen răspundea 3 zile mai târziu decât îi dădeai mesajul, deci. Așa. L-am întrebat când poate. L-am întrebat dacă poate vine. Mi se pare că era joi. Scrie acolo și mă organizez puțin tip. Deci faci live azi. Cred că era vineri. Decembrie 11, nu știu cât pică, dar dacă l-am întrebat, ba nu era joi, era joi. Din nou, salut, ce mi-a fost dat program peste ca maxim. Ți-am zis că ești cu președintele. Ne organizăm cumva zilele astea, stai fără griji că nu fac cu banii. E, nu. E, nu. Doar mi s-a schimbat puțin programul. Și de ia, uite, fix acum s-a schimbat programul la el, mă. Nu că fugi. I-am explicat cam care-i treaba aici. Bă, încercați să fiu diploma, na. Așa, 18 și vă dea sau nu. Din nou. E că eu am calculat. Încât dacă Mojo venea în momentul ăla și serverul era cum trebuie, aveam 15 player constant, știi? Făcut 15 player ca să aibă cu cine să juca, știi? Făcut promovarea la ala. Playerii ăștia plecau până venea el și cam asta era problema, uite, de genia zicea că serverul. Așa. Ascultă vocalul. Vocalele nu cred că sunt aici. N-am film. Tot, scuze. Scuze-mă un pic, Andrei. Plus că ne-am urmărit ca să înceapă live-urile fix în vacanța de iarnă. Se juca, plus că da, era și vacanța de iarnă, avea poate și mai mult timp liber. Da, gen e vacanță, copiii se jucă, de-aia așa a fost gândit să fie gata serverul, vacanța de an. Așa, și aici începem cu dăm contul să-ți dau bani înapoi. Eu nu fac treaba presat de cineva. Ți-am zis, la momentul ăla m-am simțit vinovat că îl presez, dar apoi mi-am dat seama că are colaborare determinat și după aia urmam eu. Îmi lași contul și ai bani înapoi. Ok, dar să știi că eu nu sunt vinovat, ci tu o să-ți îți dau, ok. Aici m-a explicat, în principiu, dacă am pierdut timp și bani, cred că nu era ideea, adică eu nu am dat banii ca să-i primesc înapoi ceva genul ăsta. Plus că nu vreau... Pierdusem și bani, după cum spune el. Gen, da, 350 de lei plus taxe înapoi la mine venea cu 2 milioane, ce făcea. I-am explicat aici că am așteptat, din nou diplomat, aici, ok, lasă-mi contul. I-am zis că eu am făcut tot ce trebuia și serverul nu merge că nu și-a făcut el treaba, știi? Și că aveam două colaborări. Și acum mă plâng că e vina lui, e strict vina lui pentru că eu mi-am făcut treaba, l-am plătit, am găsit om. I-am făcut așa. Eu puteam să am 10 youtuberi să-mi facă promovare. Dacă serverul mergea, era strict treaba lui, că el la 11 nu-și făcea treaba. Nu-l interesa pe el ce mai am eu cu serverul. Era fix treaba lui pentru ce l-am plătit să facă. Așa merge treaba. Ok. Acum că n-am... Eu nu știu să mă vezi că... 10 lucruri odată și ribeză timp. Ca să se știe... deci, în timpul ăsta am urmărit pe Insta și pe YouTube. Am... verificat și pe Insta și Dimi, gen Dimi a verificat mai mult, s-a mai uitat și pe Insta și pe YouTube de ce făcea el, știi? Gen, da, omul era pe YouTube, avea story-uri, era cu mașinuța la plimbare, a făcut între timp și accident, săracul. Nu că îmi place că a făcut accident, dar în fine. Și practic și pe YouTube a băgat videouri în continuare, adică gen omul, na, își făcea de vedea de viață și n-avea nicio treabă cu, știi? Cu proștii, da, da. O bune. Și aici din nou... Începuse să vă parichez, că treceau zilele una după alta. Sper să vă gândesc cum facem. Și acum era deja sărbătorile. Să ajungem și la partea în care să-mi dea banii. Ok. Că la început mi-a cerut să-mi dea banii, să-i dau banii. Da, am văzut, da. Dar acum, la sfârșit, o să fim mișto când să-i dau cont. Ok. Deja eram la sărbători. Am un număr de telefon. I-am zis să-mi dea el număr de telefon. Da, trecem peste gramatică, nu-i problemă. Da, continuă. Da, asta. Deja nu, adică nu vreau mai vrea să-i dau numărul de telefon pentru că deja era destul de dubioasă treaba și ultimul lucru pe care vreau să-l dau era să dau numărul unui străin, practic. Și într-un fel sau altul mi l-a dat, nu mai știu cum mi l-a dat. Da, îl văd. Îl văd, trebuie să-l cenzurez, da. Aici mi-a dat numărul, i-am dat mesaje pe WhatsApp și chestii, pe WhatsApp e cam aceeași idee cu sinul, de linci acolo ne-i sin, dar ok, așa. Și omul era în oraș, în fine, mă interesa cele în oraș, dar ca idee, adică erau deja sărbătorile.
11, sunt pe la 11. Da, man. O, din nou, serie de, dacă ai chef să citești tu singur. A zis, dau concentrat să-i bai înapoi. 80 de euro, deja o luasem pe aia cu 80 de euro, renunțasem la ideea de 100 de euro. Măcar 80 de euro, știi? Vei vedea dacă n-am bani în cont, da. I-am zis, păi vreau să fac ceva genul ăsta, în principiu, bine, eu nu vreau să fac, mi-au zis nu știu ce a zis, cred, dar eu nu vreau să fac chestii astea. I-am dat cont, aștept cu nerăbdare. Tipul a expirat, chestii, report pentru fraudă, 17 ianuarie, îmi pare rău, bă, s-a trecut o lună și ceva. Bă, crede-mă, dacă tu n-ai face asta o lună mai târziu după ce pierzi banii, ești bun, respectul. Cine așa? Eu? No, bănesc că știu să-mi păstrez cumpătul. Continuă. El în tot acest timp, adică eu le vădam pe Insta și tot punea la stare, hai cine intră la PUBG sau tot felul de chestiile să știi. Adică el se juca pe calculator în acest timp. Nu, așa, nu, avea contract. 400 de lei, deja mi-a ieșit de cap 500 de lei. Da. În fine, și acum vreau să spun și ceva. Acum de curând, da, de două zile, făcea live. Și am început să-l spareze că de ce n-ai dat seama și chestiile astea. Și a început să șteargă comentariile pe live. Și un prieten de-a noastră i-a donat un euro. Și l-a întrebat în timp ce a donat genul donație, că când le dăm mai înapoi sau ceva genul. Și a început să facă miștor că alo, că vă rog frumos pregătiți banii să-i luăm la băieții ăștia înapoi, că și chestiile astea. Mă, ce să zic, Mojo, știu că urmărești clipul ăsta, nu știu, să-ți fie niște rușine. Ai o vârstă și tu te ții de schemuri cu minori. Cât despre voi băieți, vă las pe voi să ziceți morala. Mai vrem să nu dați niciodată banii la început, să nu dați tot banii deodată, să nu începe treaba. Atunci când lucrezi cu cineva, înainte să faci absolut orice mișcare, trebuie să te informezi foarte bine. Despre persoana respectivă. Da, cum nu am făcut eu cu acest Mojo. Plus, nu știu dacă îl știi și pe neveu, dar aparent omul era tare pornit pe Mojo, așa că l-am lăsat să spună și el pățanea avută cu acesta. Băi, fraților, astăzi o să... E prima oară când fac chestia asta, doar că v-am povestit că o să vină momentul. Deci a fost pură întâmplare ce vă povestesc eu acum cu Ciprian. A fost pură coincidență. Eu i-am spus acestui băiat Buzdugan Răzvan, a.k.a. Mojo, că o să-i o fac într-o zi. Și că o să spun adevărul despre el într-o zi. Adevărul. Bine că nu suntem noi cine știe ce persoane să ne... de faimăm și așa de... Vă povestesc așa un mic story time cu Mojo și cam atât. Fiți atenți aici. Eu cu băiatul ăsta, Mojo, vorbeam înainte, eram YouTuber. El era, ca să vă zic direct, el e genul ăla de un pupincurist care intră la tine pe live, te salută, salut frățiorul, el intră cam la toți YouTuberii, nu numai la mine, că eu sunt nimeni. Intră cam la toți YouTuberii pe live. Salut frățiorul, ce mai faci? Se împrietenește cu ăștia care au mai mulți pe live? Poate îi dai și lui vreun raid, poate faceți un clip amândoi, poate un alt. Așa, ca să ajung la punctul culminant. Băiatul ăsta, Mojo, era totul bine între noi. Mă, totul bine, nu? Deci eu îl sunam, l-am sunat, eram în mașină, acum vreo 6 luni de zile și l-am sunat. Am văzut că i-a închis canalul. Salut, Mojo, ce mai faci? Ești bine, frățiorul meu? Poți să te ajut cu ceva? Ești ok? Te-am sunat ca să văd ce faci, că mă interesează de tine, pur și simplu. Așa am simțit eu să sun. Pur și simplu am simțit că are nevoie de un prieten care să-i fie aproape. Și l-am sunat. Păi ești ok, poți să te ajut cu ceva? Te mai pun la story, mi se pare că l-am pus și la story, să-i dea lumea subscribe și chestii de genul. Totul bine și frumos, totul bine și frumos. Ce se întâmplă? După aia am zis el, bă, ajută-mă și pe mine cu niște bani, că am nevoie de 8 euro, că nu știu ce. Sta, frățiorul, nicio problemă, i-am dat bănuții, nu i-am mai cerut înapoi. Și-a amintit el băiatul după vreo o lună, două luni, trei luni, ceva de genul și mi-a dat înapoi, recunosc că mi-a trimis prins, mi-a dat banii înapoi, 8 euro, despre 8 euro. Da, e ok, ok, da. Deci mi-a dat înapoi, dar eu nici nu-i cerusem, adică nu i-am dat cu gândul că înapoi, știi? Da. Când ajut, știi cum e vorba aia. Dacă vrei să scapi de prieteni, dacă vrei să scapi de prieteni, frate, dă-le bani. Totul bine și frumos, toate treburile erau bune, zic, bă, nene, n-are ce să facă ăsta rău, nici nu mă gândeam eu la așa ceva. Ce crezi? Eu aveam eram împreună cu o fată, Priuța, avea așa un canal de YouTube, înțelegi? Adică făcea așa YouTube, așa, Roxy. Și tocmai ce certaseram eu cu Roxy, nu prea mai vorbeam, și am făcut Roxy live pe YouTube. Mă, și primul la aia pe live, care a început să vorbească, avea și moderator la aia, cine crezi că a fost, Ciprian? Cine a fost neveu? A fost Mojo, frate! Doamne! Eu ce zice Mojo? Bă, uite, ce nenorocit e neveu ăla, că nu știu cum a putut să-ți fure banii, că ți-a furat banii neveu, că ce caracter e neveu, că uite, dă-mi mie mesaj pe Instagram, că spun eu despre el, dă-mi mie mesaj, hai să vorbim noi în privat, că spun eu despre el. Deci era un pretext ăsta josnic. Bă, când am văzut, deci am înnebunit.
Bă, stăteam la calculator, pur și simplu, am intrat și eu pe live. Știi cum e, frate, când te ceri cu o fată? O, mai, te mai uiți ce mai face, de ce să fim ipocriți acum, înțelegi? Categoria. Să văd și eu ce mai face, ce mai zice, ce mai alea. Păi și când l-am văzut pe ăsta ce vorbește pe live, că uite, că nevoiu te-a păcărit, că ți-a furat nu știu ce canal, că nu știu ce... Băi, de ce am la calculator așa mânebuit, m-a trecut așa un fior și m-am uitat o conversație, mele conversații. Numai emoticoane cu putere, era acolo numai forță, forță, frățiorul, nu știu ce, ce mai faci, nu știu... Când mă uit la ce scria în chat, am zis direct, i-a scris pe chat, n-am mai rezistat, am nebun. Păi Mojo, păi cu noi domn ce ești, cum poți mă frățiorul meu să te dai așa pe față la posta mea prietenă, să ți-o cauți așa urât, să mă denigrezi în fața ei, de față cu atâția oameni, erau 3-400 de persoane pe live. Îți dai seama că au început-o să mă jure, când a început Mojo să vorbească cu ea, că am primit mesaje pe Instagram de la oameni. I-am dat mesajul Mojo, i-am zis așa, băi uite că ești un gunoi de om și fii atent ce mi-a zis el. Ia uite ce, că eu țin cu amândoi, mă doare în pulă ce e între voi. Și am zis eu, dar Dumnezeu, de-aia vă las amărâși și săraci. Îți rup spinarea să faci tatuaje, frățiorul meu, Dumnezeu e sus, nu uită. Ce face? Lasă frate, că mă doare în pulă de voi. Și a zis că nici eu de tine. Ce am mai zis, mă? Ce te frustrez rău, eu țin cu realitatea. Mm-hmm. Zici că arăți o antenă pe webcam. Mi-a răspuns și mi-a zis că unul la mână cu noi ești tu și am zis eu că ai suflet rău și invidie, de-aia ești amărât. Te credeam prieten, asta mă doare. Atâta tot, că ți-am luat apărare la toți și ești mare jeg. Și ai zis, le obțin cu amândoi. Na, și cam asta e chestia, că eu am vrut să scot în evidență faptul că eu n-am zis niciodată, n-am vorbit de rău nicăieri, dar nimănui. Și am mai s-a mai certat cu un YouTuber, tot așa, un YouTuber, nu-i dau numele, Conacu. Îmi zicea mie Conacu, săracu băiat, îmi zicea, ia uite bă ce nesimțit e Mojo ăla, că uite ce a făcut, ce ale și ziceam, hai mă Conacule, cum să te ceri cu el? Hai, împăcați-vă și voi, să fim toți acolo prieteni. Și după aceea, ulterior, după ceva timp, i-am zis lui Conacu, bă Conacule, câtă dreptate aveai de jegul ăla de om. Mm-hmm. Înțelegi? Deci, pur și simplu, caractere din astea, oameni fără coloană, fără coloană vertebrală, oameni fără principii, doar la ciocan, mă. Nu, deci dacă ar putea să se împrietenească cu tine acum, să fiți prieteni amândoi, să intri real pe lecții de... Puțin probabil, dar da. Ați fi cei mai buni prieteni. Vorbiți pe Instagram, toate la ei să ne vedem, frățiorul, nu știu ce. Și după aia, neveu, este un jec, ți-a furat toate alea, te ajut eu. Înțelegi? Da, și cam asta a fost experiența ta cu Mojo. Asta a fost experiența mea cu Mojo. M-a zăpăcit pentru că am avut pretenții. Știi cum e vorba aia, dacă faci un bine și să zicem între ghilimele că ai așteptări de la omul ăla să fie bun cu tine, să te ajute la un moment dat și îți ieși la așteptările, suferi. Dacă faci un bine fără să ai nicio așteptare, nu știu, donezi 100 de euro, te doare la ciocan, ai vrut să ajuți, nu mai ai treabă cu persoana respectivă, e cel mai bine, că poate să-ți ieși la așteptările să nu te mai bagi în seamă, că tu ai făcut chestia asta din... Ăla-i spray Nivea din spatele tău? Stai să fac colecția mea de deodorante, deci am de-asta cu zero alcool. Așa. Deci am și tot cu zero alcool, că nu mă mănâncă la sub braț, înțelegi? Deci am Gero Vital tot cu zero. Deci asta e Gero Vital, frate. Am și Nivea și am și Old Spice. Asta miroase urât, miroase transpirația. Deci asta nu le recomand pe astea două. În schimb, asta cu zero alcool puteți să vă dați cu ele, băieți, că nu vă mănâncă la sub braț, le aruncați.